Turiștii au ales și în această vară stațiunile montane, căutând să scape de căldura intensă. În Poiana Brașov abia se mai găsesc câteva locuri de cazare. Pachetele pentru 4 nopți de cazare cu mic dejun inclus aici în Poiana Brașov pornesc de la 1000 de lei și pot să depășească 3500 de lei în funcție de numărul de stele și de facilitățile oferite de către hotelieri. Dacă optați însă pentru locuințe în regim Airbnb în Brașov, vă puteți plăti chiar și 600-700 de lei pentru mini-vacanța de Sfânta Maria. 3 nopți, un apartament superior pentru 4 persoane, ar fi 5705 lei, totalul în lei, cu micul dejun și accesul la centru spa. Avem un pachet de cazare cu cină festivă, cu artiști invitați, într-o seară Azur, în cealaltă seară l-avem pe Connector și, bineînțeles, multe activități pentru întreaga familie, de la un parc tematic de 5000 de metri în aer liber, până la locul de joacă interior cu animatori. Gradul de ocupare la momentul acesta este undeva în jur de 88%, dar cu siguranță se vor vinde că cererile sunt foarte ridicate în perioada respectivă. Dar turiștii nu se cazează doar în hoteluri și pensiuni, ci și în locuințe individuale, închiriate în regim Airbnb. De la începutul acestui an, aproape jumătate de milion de turiști au optat pentru o cazare de acest gen, adică aproximativ 9% din totalul cazărilor în toată țara. Conform Institutului Național de Statistică, în prima jumătate a anului, numărul turiștilor care s-au cazat în județul Brașov, inclusiv în apartamente și camere de închiriat, a fost de aproape 670.000 de persoane. Brașovul a fost astfel pe locul 2 la nivel național după București, cu 867.000 de persoane. În ceea ce privește distracția, cei care și-au făcut deja rezervare la munte nu se vor plictisi cu siguranță. Au la dispoziție de la tiroliană și sanie de vară până la plimbări în natură, călărie și ATV-uri. De la 200 de lei. Ora se ajunge, depinde în fond de cât vor să meargă. Bicicletele de închiriat, e-bike-urile, avem tir cu arcul, cum vezi în spate, tir cu arm airsoft și gipulețele pentru... În special toate activitățile pentru copii le facem. În acest an, mini-vacanța de Sfânta Maria se întinde pe parcursul a 4 zile, între 12 și 15 august.